Suporterii Invocației ai Petrolului au sunat adunarea pentru partida de duminică. Perioada foarte dificilă prin care trece clubul, respectiv problemele financiare generate de starea de insolvență și rezultatele nesatisfăcătoare ale echipei, care se află pe ultimul loc în clasament, i-au îndepărtat pe unii dintre susținători de stadion. Dacă în sezoanele trecute echipa a jucat deseori cu tribunele pline, acum de-abia se mai adună 5.000 de fani în arenă. Este motivul pentru care de câteva zile ultrașii duc o campanie de sensibilizare a celor care iubesc acest club și ar trebui să fie alături la greu. Se speră astfel că la partida de duminică, susținută cu CSU Craiova de la ora 18:30, arena va fi din nou plină. Clubul a pus în vânzare bilete cu prețul de 12 lei pentru peluze, 35 de lei pentru tribuna 1, 25 de lei pentru tribuna 2 și 60 de lei pentru tribuna 0 a stadionului Ilioana, care se depărtează pe zi ce trece de standardele de licențiere. Recent, administratorii arenei au fost chemați să dea explicații în fața oficialilor de la București pentru starea proastă a gazonului și calitatea tot mai redusă a nocturnei. Lipsa banilor din vistieria clubului a dus la degradarea bazei materiale, dar suportul fanilor ar putea redresa echipa pe plan sportiv.